Alegerile generale locale sunt considerate valabile și legale dacă la urne s-au prezentat mai mult de o treime din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși pe listele electorale și dacă nu se constată încălcări ale legii care să influențeze rezultatele votului. Prin urmare, conform datelor oferite de Comisia Electorală Centrală, odată cu rata de participare înregistrată în raionul Florești, 56,75% sau 39.459 din totalul de 68.620 de alegători incluși pe listele de bază, scrutinul de duminică poate fi considerat valid. În orașul Florești, rezultatele preliminare oferite de Consiliul Electoral al circumscripției Roșănești, rata de participare a fost de 47,87% în comparație cu 43% la alegerile locale din 30 mai 2009. Astfel, floreștenii au optat pentru pretendenții la funcția de primar al orașului Florești în următoarea ordine. Dintre cei 7 candidați la funcția de primar, am să nominalizez 3 care au acumulat un procent mai mare și anume, pe primul loc se clasează domnul Grigore Cojucaru, care are 50,34%. După care, doamna Amelia Țurcanu, care a înregistrat un număr de 20,35%. Și următorul, pe locul 3, adică, ar fi Vacarciuc Mihail, care are 20,2%. Liberalul Ion Iavorschi a acumulat 6,06% din rezultatele procesate. Candidatul independent Pavel Safka a obținut 1,75%, candidatul PSD Dumitru Colța 0,79%, iar candidatul PPCD Igor Brumă a acumulat 0,26% din voturile floreștenilor. Consiliul Electoral al circumscripției Orășănești din Florești susține că turul 2 va fi evitat, iar funcția de primar va fi ocupată în continuare de către candidatul PCRM Grigore Cojucaru. Pentru cele 23 de mandate de consilieri orășănești, 52,57% vor fi din PCRM, urmat de PLDM cu 21,82%, PDM cu 15,9% și PL 7,35% din voturile procesate. Pentru Consiliul Raional din Florești, conform datelor oferite de Comisia Electorală Centrală, Partidul Comunist dispune de 40,46% din voturile liber exprimate, Partidul Democrat 24,14%, Partidul Liberal Democrat 23,60%, Partidul Liberal 7,80%, Partidul Social-Democrat 2,96%, candidatul independent Valeriu Ceapă 0,40%, blocul electoral Forța a Treia 0,39% și Partidul Popular Creștin-Democrat 0,26%. Reamintim că rata de participare la scrutinul din 5 iunie 2011 înregistrată în raionul Florești a fost de 56,75% și în orașul Florești 47,87% din totalul alegătorilor incluși în listele electorale.